oaspeți dragi, dragi oaspeți, vă poftim în casa mare, vă poftim la sănătoare. Cu o felicitare pentru scumpile și iubitele noastre mame. Și la masă, pe gâtul ăsta mă doare, tani, să o suc în gât. Poate ceva izvăraș, așa mă, ca de-o caldat, deci ies, poate. Că da, fie multe pomană, de atât dore. E, doctore, doctore, dar cred că m-a adus aici o gărășoară, nu poamă nimeni. E, dar m-a dus, doctore, dreptate, nu-i în fundul mării, dreptatea, nu-i. Rămâneți-l atunci. Am împătrinit stare, greu mai decât scurt. Greu mai decât. Greu să mă arăt. Dar mai gândi mai tăzut decât de loc. Nu vă gândesc că e costă mare. Vă gândesc ca să vă aduc și azi vă aduc. Și apă cu bucurie. Mărături. Am și mărături. Să ne mulțumim și eu și la mărături. Și mărături am eu buni. La mine mărături nu numai bărbați. Se va aud că numai el e bun. Mă, a zvârlit odată.
Începe iar boșie. Băi, bărbate, scoală, scoală. Că n-o vit lumea să te vadă pe tine, dar să mă grăiască pe mine. Drept? Așa. Iau frământare de limba cine? Baba, 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 unde ți se roabă? Roabă ești cu ea, ia te după ea. Ei, nu pot eu să se roabă. Iubită mamă, ești îngerul meu păzitor ce mi-a luat. Și întotdeauna să vă apară 8 martie. Vreau să mulțumesc doamnelor, copiilor care au participat la așezătoare de azi. Nu ar fi avut această frumoasă sărbătoare la clubul dumneavoastră din sat fără aportul doamnei Nicoleta, ca cea nume doamna Nicoleta m-a invitat la sărbătoarea voastră și eu aș vrea să o invit aici în față și să-i zic un mulțumesc și să-i ofer așa microfonul, că dumneavoastră are să vă spună ceva pe urmă, da? O doamnă frumoasă, inteligentă. A venit cu lume bună, taie bună seara, să petrecem împreună, taie bună seara. Și un cap, ai una sara, prima năbucura, ai una sara. Continuă, așa cât se mai conectează acolo cântecul.
Vreau să vă zic că sunteți oameni frumoși, sunteți oameni gospodari. Să vă dea Domnul un viitor frumos și fericit, dacă o să aveți un primar frumos în sat, așa, un primar gospodar, care să vă aducă în ordine și o casă de cultură, și drumuri, și o grădiniță, și școala să se păstreze în sat. Și... tânără și frumoasă, care are atâtea perspective, are atâtea vise și sperăm că visele Dumnezeu vor fi realizate. O doamnă, deci, care merită pe deplin să o numim cu cuvântul om, deci Dumnezeu vrea ca dumneavoastră să o susțineți în campanie electorală la primăria din satul dumneavoastră, căci are proiecte mari, are susținere din partea guvernului, așa, dacă vreți ca dumneavoastră să aveți un sat frumos și bogat. Mulțumesc, doamna Larisa. Eu, în primul rând, vreau să vă mulțumesc că v-ați adunat toți astăzi, ați venit, ați sunturi pe doamna Larisa și pe doamna Svetlana, cu care noi am contribuit împreună la această șezătoare, am lucrat. Vreau să vă felicit cu sosirea primăverii, pentru că în această primăvară, chiar și acea mai mică gâză și ea renaște, învie, tot la viață. Vreau să felicit toate doamnele cu sărbătoarea care a trecut, Ziua Internațională a Femeii, pentru că femeia este scut în toate cele. Ea ține piept, chiar în unele cazuri, și ca tată, și ca mamă, și ca soră, și e bună în toate femeia. Doar femeia este una, doar femeia poate iubi, doar femeia poate înțelege. Eu vreau nu doar femeia, dar toți locuitorii să-i felicit cu primăvara, cu toate sărbătorile de luna martie. Și vreau să vă mulțumesc din suflet că ați venit astăzi la noi. Și sper că cu mare plăcere sau nu chiar cu mare plăcere, care și cum ar fi, să citiți cărțulia mea, care a fost editată, a fost lansată și eu sper o susținere și sper fiecare să-și știe pe viitor ce își dorește și cum își dorește și ce vrea să facă și ce vrea să fie de la viitor. Eu vă mulțumesc mult încă o dată. Și doamne Svetlana, îi mulțumesc, a lucrat ca o albinuță. Toți știți cum era aici la noi în grădiniță, de acum Căminul Cultural, Gălăuza. Era cam nu chiar așa frumos cum este acum. Dumnezeu a lucrat zi și noapte. Noi am venit împreună, ne-am uitat. Fere trăia de la fiecare perdicuță, la fiecare mărțișor. Fii frumos! Jumătate stați participi, jumătate să uite. Da, da, da.